În Ținutul Buzăului, la doar 130 de km distanță de București, în rezervația naturală Vulcanii Noroioși, se află un camping numai bun pentru turiștii care dau vacanțele luxoase pe o ieșire în natură la Cort sau la Rulotă. Așa că turiștii au renunțat la confortul unui hotel pentru libertatea pe care o găsesc într-un astfel de loc. Doamne ajută! Sărbători fericite! Acești tineri din București sunt printre zecile de amatori de vacanțe cu rulota care petrec Paștele în campingul de lângă Vulcanii Noroioși. Sunt trei familii vesele pentru care ieșirile în natură au devenit un obicei. Aici avem aragazul, da? Nu-l folosim acum. Aici avem o chiuvetă, iarăși nu o folosim. Momentan avem frigider care merge pe gaz. Tinerii din București și-au făcut provizii pentru 3 zile de vacanță. Încing toată ziua grătare, ciocnesc ouă și întind mese cu toate bunătățile specifice Paștelui. Cu ce am venit pregătiți? O oală de sarmale. Avem și drop, da, făcut în casă, pentru că noi suntem gospodine. Cozonac, ouă roșii și, bineînțeles, clasic, pastramă. Și grătărel, pastramă la grătar, ciorbiță. Pregătit ca întotdeauna, ca în fiecare an, un vin bun de Buturugă, întotdeauna ales de țară, netratat, nenimic. La doar 130 de kilometri distanță de București, în rezervația naturală de la Vulcanii Noroioși, turiștii români și străini deopotrivă descoperă secretele unei vacanțe reușite de Paște. Practic. Departe de tot ce înseamnă tehnologie. Asta e cel mai important. Nu ne deranjează nimeni, telefoanele nu au semnal, așa că cine dorește să vină și să se relaxeze e cel mai indicat. Printre ei se numără și Melih, un turc stabilit în România după ce a fost cucerit de oamenii, frumusețile și tradițiile de aici. Stăm aici cu familie, mâncăm bine, adică sărbătorim cum se poate și... Adică o să facem și tradiție, ascundem niște cadouri pentru copii care așteptăm să găsește ei. Cel puțin 60 de rulote și campere sunt de Paște în perimetrul de la poalele Vulcanilor Noroioși. Avem și noi surpriză pentru ei. În a doua zi de Paște avem o discotecă în aer liber pentru seniori și în același timp, după terminarea discotecii, avem un foc de tabără. Pentru turiștii aflați de Paște în complex, bucătăresele campingului pregătesc meniuri speciale, dar la mare căutare sunt ciorbele și tigăile picante cu piept de pui. Pentru această tigaie picantă ne trebuie ceapă, roșii, ardei copt și piept de pui. Sare și verdeață. Turiștii care petrec mini-vacanța de Paște în județul Buzău pot vizita Vulcanii Noroioși, așezările rupestre de la Aluniș și Bozioru, mănăstirea Ciolanu și multe alte obiective de pe Valea Buzăului.